Bună ziua! Dorin Popescu, invitat de prietenul meu Bogdan Constantin Papacosta la o nouă emisiune Semn de Carte. Războiul hibrid. Se vorbește din ce în ce mai mult, din ce în ce mai intens, nu numai la conferințe, seminarii, workshop-uri, nu numai în presa românească, nu numai în presa occidentală, nu numai în presa europeană, americană, rusească, ucraineană, nu numai în presă. Nu numai că se vorbește. Războiul hibrid se țese, se construiește, se inventează, se rafinează formele și tehnicile de expresie. Ce este războiul hibrid? Care sunt instrumentele? Cine îl generează? Cum anume se obțin efectele scontate? Care sunt formele predilecte de manifestare? Aproape că nu există manual, războiul hibrid fiind de data recentă în geopolitica lumii, aproape că nu există manual care să sistematizeze sau să conceptualizeze războiul hibrid. Iată însă că, relativ recent, un expert ucrainean, Evgeni Magda, directorul Institutului pentru Politică Globală de la Kiev, Ucraina, a publicat o carte, inițial în limba ucraineană, în limba engleză acum, în această ediție, Agresiunea hibridă a Rusiei, lecții pentru lume. De ce agresiunea hibridă a Rusiei? Pentru că din ce în ce mai multe voci autorizate în mediile de analiză din diferite țări ale lumii, în România, în apropierea României și în Europa și în general în lume, apreciază că Federația Rusă este arhitectul, este modelul arhitectural perfect al gestionarului și destinatarului rețetelor de război hibrid. Federația Rusă, Moscova, Kremlinul știu să facă război hibrid și îl și fac, cel puțin de câțiva ani, odată cu anexarea Crimeei în 2014. A făcut-o în mod constant în mai multe episoade, mai mult sau mai puțin belicoase, iar ucrainenii invocă în mod constant Crimeea și ocuparea raionelor de est din Ucraina, așa numită regiune cunoscută de către români, drept Donbas. Este un război hibrid nu numai al Federației Ruse împotriva Ucrainei, dar al Federației Ruse împotriva Europei, ne spune autorul. Este un război ale mediului de carte din România. De ce lui al tuturor? Sarcasm în spațiul public și am în continuare teza potrivit căreia acțiunile hibride de război hibrid ale unei țări precum Federația Rusă generează și măsuri simetrice de răspuns, adică generează în cascadă o hibridizare a tuturor țelor vizate de războiul hibrid. Avem o hibridizare a întregii regiuni a Mării Negre, căreia, iată, îi aparține și României. O carte cu extrem de multe idei interesante și utile pentru România și pentru Europa. Pentru că autorul, domnul Magda, ne servește un breviar, un instrumentar, un rețetar foarte bine articulat, convingător articulat despre agresiunea hibridă a Rusiei în Ucraina și convingător articulat despre agresiunea hibridă a Rusiei în Europa. Cu o plăcere deosebită am constatat că România iese destul de puțin șifonată, aș spune chiar aproape deloc șifonată, din trecerea în revistă pe care autorul o face cu privire la permeabilitățile unor diferite țări din Europa față de influențele rusești. Și spune el, și cu asta vreau să încep un mic citat, el adaugă România pe o listă relativ scurtă, totuși, de țări în care există posibilitatea reconstituirii unui nivel ridicat al scepticismului vis-a-vis de Uniunea Europeană, al euroscepticismului. Și aici domnia sa adaugă că ar putea fi în creștere acest fenomen. Atenție, iată, vom avea în mai alegeri pentru Parlamentul European, în Germania, Austria, Italia, Olanda și România, dar și Polonia și alte state. Oricum, nu există o analiză detaliată cu privire la permeabilitatea mediului românesc față de influențele și războiul hibrid rusesc, lucru care ne poate duce la concluzia că stăm încă destul de bine și suntem încă departe de acțiunile celebrei fabrici de troli, care numără, după toate sursele autorizate publice, câteva mii de oameni și este localizată la Sankt Petersburg. Acolo, la Sankt Petersburg, se coace războiul hibrid prin diferitele ei forme de manifestare. Enumera autorul de asemenea o serie de rezultate ale războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă în diferite țări europene, prin de care, iată, citez, sponsorizarea unor diferite forțe politice care au un impact considerabil asupra vieților cetățenilor în țările lor de origine, sprijinirea unor organizații non-guvernamentale care operează în marja unor formațiuni politice,
utilizarea experților, opiniilor unor experți, politicieni în retragere, intelectuali, jurnaliști pentru a crea un mediu de imagine favorabil Federației Ruse. Exploatarea vulnerabilităților interne, aici este un subiect care produce foarte multă îngrijorare în nenumărate capitale ale unor nenumărate țări europene. O idee foarte interesantă despre situația în care s-a aflat Ucraina la începutul războiului hibrid al Federației Ruse împotriva acestei țări, care poate fi folosită ca lecție învățată pentru România. Ucraina îi lipsește încă o viziune clară cu privire la progresele sale și cu privire la abilitatea de a se integra, de a ajunge pe agenda europeană. O atenție constantă a fost acordată războiului din Est în Ucraina, în timp ce problematica integrării europene și euroatlantice a Ucrainei pe zona vestului Ucrainei a fost scăpată din vedere de către autoritățile centrale de la Kiev, lucru care a generat o vulnerabilitate și care a făcut ca Ucraina să fie, iată, o țintă mai facilă pentru atacurile hibride venite de la Moscova. Câteva concluzii. Prima și cea mai importantă pentru autor în ceea ce privește Ucraina, însă o să vedeți că are foarte mare legătură sau ar putea să aibă foarte mare legătură și cu România. Ucraina a acordat foarte puțină atenție dezvoltării, formării, constituirii și dezvoltării unei imagini pozitive în lume. Și conchide autorul, mai mult, în momentul de față, crearea unei imagini atractive ca națiune modernă, care să fie sprijinită de către aliații Ucrainei în Europa, reprezintă nu o problemă, ci o oportunitate. Potențiala formare a unei idei naționale moderne pentru Ucraina ar putea transforma Ucraina într-o națiune de succes, într-o națiune dezvoltată și în bună legătură cu țările vestice. Ucraina nu trebuie să abdice de la realizarea acestui deziderat. Constituirea unei imagini de țară este, iată, ceea ce auzim în deopște și la București, constituirea unui proiect de țară. Un proiect de țară a cărui soliditate ne poate feri de atacurile hibride care vin din exterior. Dar Hannibal anteportas. Hannibal este în fața porților noastre, da, inamicul se află în fața porților noastre. Numai că, spuneam eu în mod sistemic, în mai multe abordări geopolitice, calul Troian este deja înăuntru. Care este calul Troian? Incapacitatea noastră de a construi o societate civilă puternică, o societate civilă capabilă să reziste la toate presiunile din exterior și la toate vulnerabilitățile pe care ea însă și le creează. Și închei. Care va fi configurația securității europene în cazul unui eșec ipotetic al Ucrainei? Ce va face Uniunea Europeană? Se va simți responsabilă pentru consecințele unui posibil dezastru umanitar care va accepta Ucraina și întregul est al Europei în cazul continuării proiectului expansionist rusesc? Are NATO, are Uniunea Europeană, are Comunitatea Internațională suficiente instrumente pentru a feri nu numai Ucraina, dar și toți membrii alianței din zona de sud și de est de posibila ascensiune a proiectului teritorial rusesc? Aceste întrebări se pun acum cu o vigoare din ce în ce mai mare la Bruxelles, Varșovia, Washington și cu o anumită periodicitate în alte capitale europene. Este Bucureștiul conștient de importanța acestor întrebări? Este Bucureștiul conștient că se află la o foarte scurtă bătaie, o foarte scurtă rază de acțiune, nu numai a rachetelor rusești, dar a tuturor formelor de război hibrid? Ia Bucureștiul în considerare, nu numai diplomația, nu numai ministerele de forță, dar societatea civilă. Luăm în considerare riscurile și amenințările care decurg dintr-o lume din ce în ce mai puțin guvernată de rațiune? Câteva întrebări pe care autorul acestei cărți le provoacă nu numai pentru Ucraina, dar și pentru țările europene, pentru celelalte țări europene, aș îndrăzni să spun. Vestea proastă este că această carte nu este găsită în librării, mi-a dăruit autorul cu ocazia unei conferințe la care am participat recent. Vestea bună este că autorul construiește o posibilitate de traducere a acestei cărți și în limba română. Așadar, ne putem întâlni cu această carte în librările din România în următoarele luni.